Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene solicită implicarea autorităților locale pentru dezvoltarea Văii Jiului. Cel mai frumos parc din Valea Jiului a fost realizat în aceste zile la Vulcan și un nou teren de fotbal se construiește la Lupeni. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Căciu, solicită implicarea tuturor autorităților locale pentru dezvoltarea Văii Jiului. Acest lucru se poate realiza prin accesarea cât mai multor fonduri europene. La nivelul județului Hunedoara, aproape o treime din proiectele ce au fost finanțate prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 au prezentat întârzieri. Este o problemă majoră în contextul în care vorbim de zeci de investiții ce nu au mai fost realizate sau ce au găsit salvare printr-o etapizare. Sunt chestiuni ce s-au discutat ieri la București în cadrul Comitetului Director Extins pentru implementarea inițiativei Valea Jiului, unde a fost prezent și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Căciu. Încurajez toți actorii din Valea Jiului să se implice pentru valorificarea oportunităților fără precedent de care beneficiază și vă asigur de întreaga susținere din partea mea în calitate de coordonator strategic al monitorizării implementării strategiei pentru această regiune, a declarat ministrul, care consideră că doar astfel vor putea fi găsite soluții pentru ca această zonă să fie revitalizată și să poată continua o cale spre dezvoltare, inclusiv cu proiecte ce urmează să primească finanțare deja prin POR 2021-2027. Rămâne de văzut, însă, anul trecut, doar în sectorul public, prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, în județul Hunedoara se aflau în curs de implementare 118 proiecte, reprezentând suma de aproximativ 1.500 de milioane de lei. Important de menționat este că o parte din acestea nu au fost finalizate nici în momentul de față. Oamenii din Valea Jiului cunosc foarte bine trecutul de aici, observă prezentul și înțeleg ce trebuie făcut pe viitor. Însă, absența unor soluții va face ca populația Văii Jiului să scadă drastic în următorii ani. Campania electorală care se apropie ne duce cu gândul la ce ne lipsește și, din păcate, oamenii par tot mai resemnați și nostalgici după vremurile în care mineritul era în floare. Aproape că nu mai vor mare lucru și s-au rezumat la locuri de muncă ori la curățenia din orașe. Dar am întâlnit și oameni care au renunțat bucuroși la restaurantele de la parterul blocurilor, ori alții care ne-au spus că văd oameni prea triști și că umblă parcă fără rost pe drumuri ce nu mai duc nicăieri, pline de gropi și unde sărăcia este vizibilă deseori. Să fie curat orașul, ce să facem? Altceva ce să se schimbe? Dar nu se schimbă nimica, că viața e grea. Lumea să fie mult mai înțelegătoare, să nu mai arunce mizerie pe jos. Atâta. Și la gunoieră și peste tot, mai ales acum de când e cu peturile, că se dă 0,50 de bani pe ele, e dezastru. Toate sunt pe jos. Străzele să fie bune, blocurile să fie bune, străcate, vai de capul lui. Și la mine, la blocul unde stau eu, nu stă aproape vreo 10 inci care nu stau acolo și tot e străcat. De atâta timp ai făcut blocul de 50 de ani, de 50 de ani stau acolo, nu au făcut nimeni nimic. Mizeria de câini de pe trotuare. În primul rând, am fost și în America, n-am văzut așa ceva. Deci asta ar trebui să le dea niște amenzi drastice. Dacă au animale, să și le îngrijească. Au fost întrebați oameni din mai multe localități din Valea Jiului. Fiecare are probleme proprii, însă toți consideră că aici în zonă persistă lipsa locurilor de muncă și inclusiv cei care sunt pensionați recunosc că și-ar dori să fie posturi vacante disponibile pentru tineri, pentru copii și nepoți, pentru că în caz contrar aceștia sunt dispuși să plece și să lucreze în orașe mai mari sau chiar în străinătate. Să facă trotuare, să facă locuri de muncă, pentru că sunt numai drogați și numai beții pe străzi, restaurantele pline. Tineretul nu mai au ce să muncească, pentru că nici nu le place, dar nici n-au unde. Unde, dracu? Nu este un apartament pentru un tineret, nu este un loc de muncă pentru tineret. Numai noi, pensionari, în rest, pauză. Copiii mei sunt plecați dincolo. Păi și ai mei sunt, dar nu. Că aici n-au cu ce să trăiască, că au familie, au copii, n-au casă, stau la mine. Stau la mine, stau cu mine, familia stă cu mine, copiii mei, un copil din ăla cu normea și cu doi copii stă la mine într-un apartament cu două camere, fiindcă n-au casă, n-au nimic.
Doar în luna ianuarie a anului curent, peste 100 de tineri din județ s-au înscris ca persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă. În prezent, mii de oameni sunt șomeri, iar din aceștia o bună parte sunt cetățeni ai localităților din Valea Jiului, persoane care afirmă că zilnic se gândesc să-și facă bagajele pentru că își pierd speranța de a avea un viitor decent dacă vor rămâne în zonă. Cel mai frumos parc din Valea Jiului a fost realizat în aceste zile la Vulcan. Este un parc tematic legat de sărbătoarea Paștelui, iar oamenii sunt foarte încântați de el. Figurinele au fost închiriate. Ouă umplute cu flori colorate, iepurași zâmbitori, flori și ciupercuțe, toate înveselesc un parc aflat în apropierea sediului primăriei din Vulcan, pe bulevardul principal. Este cel mai colorat, nou și de sezon parc din Valea Jiului, iar oamenii s-au arătat foarte încântați, dovadă că mulți au ieșit să-și facă poze aici. Ceva foarte frumos. Mă mir că s-a gândit și primăria să facă ceva frumos în oraș. Îmi place că văd că se lucre, se modernizează, să ne mândrim și noi. Parcul acesta arată excelent și sâmbătă sunt... E prima dată când îl văd și eu în halul ăsta de împodobit și de frumos. Superb, super că s-a amenajat și foarte frumos. S-a căzit și vremea? Da, și vremea e cald, plăcut. Cum vi se pare dumneavoastră, doamnă? Frumos, frumos. Am mai fost vreodată așa? Până acum nu, parcă acum este mai frumos. Și dacă în anii anteriori oamenii mai mult râdeau de figurinele urâte ce închipuiau iepuri diformi din beteală care se uzase în timp, acum oamenii au văzut partea colorată a sărbătorilor ce se apropie. Și exact așa au gândit și cei de la primărie, mai ales când weekend este Paștele Catolic. După mult timp am luat hotărârea să amenajăm acest parc pentru copii. Faptul că duminică deja sunt Paștele Catolice, le-am montat cu o săptămână înainte, astfel încât să le ținem aproape două luni până după Paștele Ortodox. Sperăm ca toți copiii din localitate să vină, să se bucure de aceste personaje de poveste, să zic așa. Având în vedere că este și o primăvară mai călduroasă, primăvara a venit mai repede și sperăm să fie cât mai mult soare, astfel încât cât mai mulți copii să vină să se bucure de ouă, de iepura și de aceste sărbători care sunt printre cele mai importante sărbători ale noastre, ale românilor. Paștele este lumină, bucurie și culoare, iar parcul de la Vulcan are o poartă cu flori, iepurași ce duc saci cu cadouri și ouă colorate, flori, ciuperci uriașe și chiar există și câteva locuri în care localnicii își pot face poze, toate însă închiriate, fără a pune bugetul primăriei la mare cheltuială. Am găsit o firmă din Oradea, am găsit-o pe internet, câteva zeci de mii de lei, pentru că nu le-am cumpărat, doar le-am închiriat, astfel încât după terminarea sărbătorilor, ele vor fi demontate și vor fi înapoiate firmei. La finalul acestei săptămâni este Paștele Perit Catolic, așa că primul parc amenajat special pentru această sărbătoare este la Vulcan. Și este și cel mai frumos, dacă e să ne luăm după numărul mare de oameni care au ajuns deja acolo, au făcut poze și s-au bucurat de soarele de primăvară. Un nou teren de fotbal se construiește în municipiul Lupeni. Primarul localității spune că proiectul este implementat datorită copiilor care au solicitat un asemenea spațiu și pe strada viitorului. Astfel se va încuraja practicarea sportului și a activităților fizice în rândul copiilor, consideră edilul, iar lucrările la noul teren de sport ar putea fi finalizate în aproximativ 6 săptămâni. Ne-a fost solicitat încă de acum un an și jumătate de către copiii din cartierul viitorului. Am făcut eforturi astfel încât achiziția a fost făcută de anul trecut, am lucrat la documentație, am lucrat la toate aceste detalii amănunțite, astfel încât în acest moment se lucrează foarte intens la acest teren de fotbal, astfel încât în interval de timp de o lună jumătate lucrarea va fi finalizată și vreau să scot în evidență un aspect, că în ultimii 3 ani și jumătate am reușit să construim efectiv undeva la aproximativ 4-5 terenuri noi de fotbal în cartiere în municipiul Lupeni. Avem un cartier, chiar avem un teren de fotbal chiar aici lângă primărie unde avem și școala numărul 4, avem un teren de fotbal în cartierul Ștefan, avem un teren de fotbal în cartierul Viitorului aici despre unde discutăm, avem unul în Bărbăteni care a fost realizat încă de acum 3 ani și jumătate și vom continua la blocul 200, avem din nou un teren de fotbal care a fost recepționat anul trecut și se bucură foarte mulți copii de această investiție, fiindcă este binevenit
prezentă și vedeți, astăzi suntem plini de mașini în ceea ce înseamnă locurile dintre blocuri. Copilul practic nu mai are unde să se joace. Atunci noi facem în așa fel încât să creăm aceste alternative, astfel încât copilul să nu simtă această problemă, lipsa locului de joacă. Primul proiect din Vulcan care a obținut finanțare prin Angel Salini prinde amploare. Autoritățile spun că acesta va fi finalizat în aproximativ 2 săptămâni. Lucrările de reabilitare a străzii romane și accesul străzii platoului au fost inițiate încă în anul 2023. Apoi a urmat o pauză cauzată de vremea mai rece, însă pe la sfârșitul lunii ianuarie, constructorii au revenit pe teren și acum se muncește în ritm alert pentru ca proiectul să fie implementat într-o perioadă relativ scurtă. După zeci de ani de zile, această zonă din fața primăriei este asfaltată în acest moment. E un proiect pe Angel Salini, proiectul care vizează modernizarea străzilor romane și platoului și acest acces de aici din fața primăriei. Practic, începând de astăzi, a început turnarea asfaltului pe întreg tronsonul, astfel încât probabil într-o săptămână, două, pentru că este o lucrare deosebit de mare, va fi turnat asfaltul pe întreaga porțiune a acestui proiect și va fi finalizat, vom face recepție și vom trece la următorul proiect pe Angel Salini. Proiectul care vizează modernizarea străzii romane și accesul străzii platoului are o valoare de aproximativ 3 milioane de lei. S-au întors acasă victorioși. Echipa Alfabit a ajuns la Petroșani, mândră de medaliile obținute. First Tech Challenge a început pentru Alfabit încă de la Arad, de unde echipa a ajuns să participe la etapa națională a competiției, desfășurată în acest an la Iași. Entuziasmați și încrezători, tinerii din Petroșani au reușit să demonstreze întregii țări că aici, în Valea Jiului, există pasiune pentru robotică. A fost o cale lungă și dificilă, după care însă a urmat și una încărcată cu zâmbete pe fețele tinerilor de la Alfabit. Vorbim despre experiența cu autocarul de la Iași spre Petroșani, unde echipa a fost primită într-un mod neașteptat, dar plăcut, de către cei care i-au susținut întotdeauna, chiar și de la distanță. Surprizele însă nu s-au încheiat aici, pentru că înainte de a merge acasă, cei de la Alfabit au dorit să-și revadă laboratorul de robotică, acel spațiu în care copiii zilnic și-au dezvoltat abilitățile în acest domeniu și au generat idei de succes. Think Award este premiul obținut de către Alfabit în cadrul etapei naționale a competiției First Tech Challenge România. Este o distincție menită să demonstreze că echipa din Petroșani dispune de gândire creativă, în special în îndepărtarea obstacolelor de inginerie. Rezultatele performante din acest an îi vor face pe tinerii de la Alfabit să fie în continuare dornici să obțină victorii și să consolideze reușitele echipei. Luna asistenței sociale a fost sărbătorită la Petroșani. Toți factorii implicați s-au reunit în cadrul proiectului denumit generic Buen Vivir, un viitor comun pentru schimbare și transformare. Centrul de învățare CRESC al Universității din Petroșani a fost gazda unei întâlniri de lucru cu tema furnizarea serviciilor comunitare la nivel local. Proiectul este destinat asistenților sociali din județul Hunedoara, cât și studenților programului de studiu asistență socială din cadrul Universității din Petroșani. Iar rectorul universității a venit cu o veste bună. Este o bucurie pentru noi și căutăm nu numai să dezvoltăm asistența socială la Petroșani și eventual la Deva, dar cred că este timpul să creăm un master în asistență socială, un master care este atât de necesar pentru toți specialiștii din județul Hunedoara și județele limitrofe. Și știu acest lucru pentru că am primit semnale de la toți cei care sunt implicați în această muncă deosebit de importantă. Un astfel de proiect este implementat la nivel național de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, cu sprijinul UNICEF România. Este destinat comunităților din mediul rural și UNICEF împreună cu CNASR și-a propus să sprijine aceste comunități din mediul rural să dezvolte servicii sociale la nivelul comunităților, să consolideze capacitatea forței de muncă în asistență socială și la nivelul acestor comunități.
Acest eveniment poate contribui la conștientizarea importanței inițierii și dezvoltării de servicii comunitare la nivel local. E nevoie de un dialog constructiv și tocmai asta au făcut cei 50 de profesioniști și studenți participanți. Este și o sărbătoare consacrată asistenților sociali personal cu atribuții în asistență socială din România, dar și tuturor actorilor sociali care se implică în aceste demersuri de soluționare a nevoilor comunităților locale. Celelalte două evenimente derulate până în prezent au fost realizate în Deva și unul la Hațec pentru a acoperi întreaga zonă a comunităților din mediul rural, iar astăzi are loc aici la Petroșan, la Universitate, destinat în principal asistenților sociali care vor deveni o voce la nivelul studenților ca să ofere exemple de bune practici, câteva testimoniale legate de cum e să schimbi realitatea aceasta din zonă, cât de ușor, cât de greu este. Țara Hațegului este și în următorii 3 ani destinație ecoturistică. România este prima țară europeană care a dezvoltat acest concept, iar zona din Hunedoara a primit acest statut de 2 ori. Țara Hațegului este destinația care acoperă 10 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, respectiv Hațeg, General Berlo, Sălașul de Sus, Răchitova, Sântă Mărie Orlea, Baru, Totești, Densuș, Sarmisegetuza și Râu de Mori. O vacanță în Țara Hațegului oferă turiștilor toate ingredientele unei călătorii în timp. Aici pot fi descoperiți dinozauri pitici, vulcani și urme ale unei mări dispărute, sau totodată pot fi admirate peisaje montane unice, lacuri și plante carnivore rămase din era glaciară, vestigii antice și medievale, precum și primele lăcașuri creștine. Totodată, în această destinație pot fi derulate programe de turism activ pentru întreaga familie. Conceptul de destinație ecoturistică a fost dezvoltat începând din anul 2012 de Autoritatea Publică Centrală pentru Turism în parteneriat cu alte instituții și organizații reprezentative la nivel național. Astfel, la momentul respectiv, România a fost prima țară din Europa care a lansat un astfel de sistem de recunoaștere a destinațiilor ecoturistice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!